să strângem fonduri pentru Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași, care anul trecut a trecut printr-un incendiu. Și cei care participă la acest concert îi rugăm să contribuie la susținerea acestui Institut de Boli Cardiovasculare din Iași, care are nevoie de ajutorul oamenilor, pentru că ei vin în sprijinul credincioșilor care sunt bolnavi, sunt în suferință și de aceea în acest post trebuie să împletim postul cu rugăciunea și cu înmulțirea faptelor bune.